Și vrem să demonstrăm că nu suntem nici din cauciuc și nici din plastic, nici manechine, cum cred unii în momentul în care sunt în sală și vizionează filmele. O situație asemănătoare mi s-a întâmplat la emisia continuă, când trebuia să ies în flăcări dintr-o clădire care era bombardată. Urma comanda atenție în care îmi dădeam foc, motor acțiune în care trebuia să ies prin geamurile clădirii respective plin de foc. În momentul în care mi-am dat foc, era totul ok, trebuia să ies, am auzit stop, rămâi pe loc, nu ieși. N-am mai rezistat normal, dacă mai stăteam câteva secunde, puteam să mor. Și când am ieșit afară, ce se întâmplase de fapt, ei se hotărâsere să schimbe unghiul de filmare. Dar forurile internaționale îl ignoră. Mai mult, englezii, părinții cărții recordurilor, spun că trecerea cu mașina printr-un tunel de foc cu o lungime de 80 de metri îi pun în pericol viața. Secunde în care, sau 30 de secunde în care tu te-ai concentrat și ți-ai dat singur comandă. Au fost două motive care m-au determinat să mă întorc o jumătate de metru înapoi de la marginea clădirii. Primul, în astfel de situații sunt obișnuit să-mi dau singur motor și acțiune, pentru că nu mai eu decid când și cum trebuie să cad. Și al doilea, momentul de concentrare maximă la care trebuie să ajungi înaintea căzăturii nu atinsese punctul culminant. Și din acest motiv am avut acea fracțiune de secundă de ezitare în care am zis acum nu, poate puțin mai târziu și am dat stop, după care am revenit și am dat eu comanda motor și mi-am dat singura acțiune. Asta a fost, asta a fost motivul. Într-adevăr, a fost o stare emoțională care pe undeva am impresia mă cuprinsese mai mult decât ar fi trebuit. Am simțit că nu sunt concentrat 100% cum trebuie, că în subconștient nu era înregistrat filmul, care noi îl facem în fiecare avans de cascadă. Și normal m-am oprit, pentru că nu e bine niciodată să o faci atunci când nu simți 100% că o faci, că poți să o faci. Eu nu ți-am declarat sau nu ți-am spus până acum, dar vreau să spun că în momentul în care, deci tu erai sus, eu eram jos, stăteam și mă uitam la tine și ziceam, Doamne, zic eu, acum zic să consumă energia pe o jumătate de an sau pe un an de zile. Deci în momentul acela eu simțeam chestia asta. Grafice buftea în vederea unor viitoare contracte și nu numai pentru asta. Curajul și riscul este a doua lor existență. Toate cascadele creează probleme. În primul rând, există probleme de sincronizare, cum a fost cea pe care am făcut-o mai devreme, între noi și pirotehnie, în care dacă nu există un sincron perfect, procentul de risc se amplifică până la un grad foarte mare. Optimist am fost o viață întreagă și rămân. Pentru cascadori, viața a devenit acum destul de grea. Dacă până în 1989 în România se turnau aproape 30 de filme de lungmetraj, acum noi producem anual 4-5 filme. Cererea de cascadori pe piața internă este destul de mică. Cu toate acestea, never stop. I'm all good news in my Sunday shoe. I know where you're at Saturday night. Well, you're back from Fable, be all you label. 'Cause I could get different.
stat gata oricând să-l ajut, are toată bună voința și, după părerea mea, în primul și în primul rând, este bună voință. Deci, cu această imensă calitate pe care o are și cu această dorință de a se afirma, s-ar putea să facă lucruri bune. Domnilor și domnilor, astăzi la ora 25 Transit TV, o nouă cascadă. O cascadă executată de Cătălin Mina, care este acum lângă mine. Cătălin va executa o cădere, nu? Cădere liberă de la 15 metri. Da. Pentru un neavizat, 15 metri nu înseamnă mult. Dar pentru cineva care se urcă aici lângă noi și privește jos, poate să-și dea să mai exact. A, nu, dar vă spun eu, când mă uit în jos, mai amețeala v-am spus. Ceea ce trebuie să ținem cont fiecare, plecarea de sus, care trebuie să fie făcută exact ca la carte, exact așa cum știm noi și nu dezvolui secrete profesionale aici. Zborul propriu zis, în care trebuie să te sincronizezi perfect și să ții cont de ceea ce ai în cap înainte de plecare și aterizarea care trebuie făcută perfect pe spate ca să nu existe niciun fel de probleme. Deci trebuie neapărat pe spate, nici într-o parte, nici pe burtă. Auzi, Cătălin, eu vreau să te întreb ceva. Spune-mi, da, frică ți este? Cine spune că nu e frică, minte. Clar, frică există și de ce nu... Important e să o depășești. Nu în ceea ce mă privește. Frica intervine în momentul în care ai de-a face cu factori externi. Deci, cum în cazul nostru, să spunem că ar fi vântul, care dacă în momentul în care eu plec de sus vine o rafală... Cam bate vântul acum. Bate, într-adevăr. Și dacă vine o rafală cu o viteză puțin mai mare decât mie imaginez, atunci există riscul să mă scoată un pic din traiectorie și să mă duc undeva pe lângă. Da, dar la vântul de azi ai făcut toate calculele, adică e tot în regulă, sper, nu? Atât cât pot, cu capul. Cu... Motor! Merge! Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Tales of yesterday will grow.